Bună ziua! Ok? Bună ziua! Am convocat această conferință de presă pentru că, așa cum am anunțat și ieri, am promis să fiu foarte transparent și să vă țin la curent cu evoluția oricăror informații sau date care ajung la mine referitoare la verificarea pe care DLAF o face începând din 2019, de la campania prezidențială, pe activitatea mea profesională dinainte de intrarea în politică. Am văzut că au fost mai multe, nu știu cum să le spun, informații incerte în zilele anterioare legate de rolul DLAF. Vreau să fie foarte limpede. DLAF este o instituție administrativă care face verificări referitoare la proiectele europene și în măsura în care există neclarități sau suspiciuni, acestea trebuie trimise la DNA, instituția responsabilă de ceea ce înseamnă verificarea jurisdicțională de către statul român a proiectelor europene, deci procedura standard, nu e nimic neclar aici. În urma apariției articolului de ieri, am solicitat, după cum știți, de la DLAF să-mi fie transmise și mie nota de control în care erau trase niște concluzii referitoare la activitatea proiectelor mele. Am primit ieri, în a doua parte a zilei, un mesaj prin care mi se spunea, cumva ironic, că voi primi au primit cererea mea și voi primi răspunsul în termenul prevăzut de lege, însă pe parcursul zilei de ieri, la finalul zilei, am primit din spațiu media câteva bucăți din această notă de control, cele care se referă la mine și și concluziile respective note de control, și atunci am decis să convoc această conferință de presă, tocmai ca să fiu foarte transparent și să nu existe nicio informație care ajunge la mine care să nu fie transmisă mai departe în spațiu public, așa cum de altfel am promis. Practic, în momentul de față, din informațiile, din bucățile din nota de control care au ajuns la mine, înțeleg referitoare la persoana mea, mi se reproșează de către consilierii de la DLAF că am completat 3 formulare de beneficiari, de grup țintă, în plus față de cerințele necesare, astfel încât în urma procesului de recrutare 3 persoane au avut un loc de muncă în cadrul proiectului, și o să revin la asta. Activitate de recrutare care a fost raportată pentru o sumă de 280 de lei, respectiv 5 ore ori 56 de lei, așa cum era prevăzută în proiect. Acesta este singurul element pe care l-am identificat în materialul trimis ca fiind reținut ca neclaritate, pentru care ar fi nevoie ca DNA să poată să-și exprime un punct de vedere. Despre ce este vorba mai detaliat? În proiectele respective, proiectele de economie socială, era necesară, bineînțeles, înregistrarea fiecărui beneficiar, înregistrare de grup țintă și completarea unui formular. Mi se reproșează că 3 dintre formulare, sunt câteva zeci de formulare în proiect, evident, pentru 3 dintre formulare completarea nu s-a făcut față în față, și chiar așa și este, ci au fost completate după finalizarea procesului de recrutare, au fost apoi transmise la noi la sediu, unde de asemenea le-am semnat și eu. Elementul foarte, confuzia gravă care există în acest material și pe care o transmit și public, este că se încearcă, din punctul meu de vedere, în mod grav eronat, asimilarea activității de recrutare a unor beneficiari cu completarea formală a formularului prin care aceștia confirmă că se înscriu în proiect și că îndeplinesc condițiile. O activitate de recrutare presupune mult mai multe elemente, care de altfel au fost realizate: identificarea persoanei, verificarea CV-ului, verificarea respectării condițiilor de eligibilitate pentru a face parte din proiect și mai multe astfel de elemente. Ori faptul că această activitate de recrutare a existat este confirmată în cel mai banal mod. Toate cele 3 persoane au încheiat contracte de muncă cu proiectul. În 2 februarie, în 3 martie și în 14 martie, cele 3 persoane menționate acolo au încheiat contracte de muncă și au muncit timp de 2 ani pe perioada proiectului, fiecare dintre ele primind salariu. Lucruri confirmate și recunoscute explicit și de DLAF în această notă de constatare. Deci, practic, ca să sintetizez, fapta reținută în ceea ce mă privește este că 3 formulare care făceau parte din procesul ca acele persoane să fie angajate au fost completate în același timp sau ulterior încheierii contractului de muncă, ceea ce era firesc pentru că trebuia să completăm activitatea respectivă, și într-adevăr că nu am semnat față în față acele formulare, cerința aceasta oricum fiind una care a și fost eliminată de finanțator mai departe, pentru că atunci când vorbești de proiecte naționale cu acoperire regională, e imposibil faptic ca un expert recrutor
să meargă prin toată țara să semneze față în față cu persoana respectivă, întrucât ceea ce se verifică de fapt e respectarea condițiilor și, bineînțeles, efectul contractul de muncă. Astea sunt elementele pe care le am în acest moment. Vi le-am transmis cu toată, cu toată deschiderea. Întrebări dacă sunt... Nu am un răspuns la această întrebare, pentru că vorbim de o notă de constatare în care bucățile, cel puțin cele care au ajuns la mine, fac referire la ceea ce mă privește și la această faptă despre care v-am spus. Că mai sunt și alte bucăți în nota de constatare, că se referă la una, două, cinci sau șapte persoane, n-am acest răspuns. Nu știu de asemenea dacă în momentul de față această notă de constatare a fost transmisă la DNA, urmează să fie transmisă, articolul de presă de ieri n-a fost foarte clar și e cumva, consider, cel puțin incorrect să trebuiască să aflu din presă aceste elemente și să nu primesc, așa cum am solicitat, nota de constatare de la această instituție. Dumneavoastră, până în momentul de față, ați primit o citație, o chemare din partea Direcției Naționale Anticorupție sau ați încercat să adresați și către DNA o astfel de... Nu a existat niciun fel de solicitare sau invitare din partea ADN în ceea ce mă privește. Asta am spus-o constant, e aceeași situație și astăzi. Informația este corectă, da, formularul este semnat de mine, cum sunt semnate toate celelalte formulare pentru acea structură de economie socială, însă ăsta e un element important. Din aceeași bucată de material care a ajuns la mine, rezultă foarte clar concluzia neechivocă a și a celor de la DLAF, că nu există conflict de interese din niciun punct de vedere, nici legal, nici formal, pentru că nu se aplică nici cadrul legislativ național, nici cel european și există și prevedere foarte clară a finanțatorului, a organismului intermediar, care spune că pot fi asociați în aceste structuri de economie socială orice persoană, inclusiv beneficiarul. Cum spuneam, aș fi putut să fiu și eu angajat în structura respectivă de economie socială. Deci acesta este un alt element care se regăsește în material, bucata de material care a ajuns la mine, că nu, acea acuzație rostogolită mult în spațiu public legată de conflict de interese nu se confirmă, nu există conflict de interese. Ca să înțelegem clar, acele frânturi, acele bucăți de informații care au ajuns la dumneavoastră din spațiu public, din media, se referă la informarea pe care a trimis-o sau urmează să o trimită la către DNA, adică aceea la care ieri toată ziua s-a făcut referire, sau la ce se referă acele frânturi? Sunt bucăți din nota de constatare, cele care se referă la persoana mea. Adică înțeleg că nota de constatare se referă la mai multe bucăți din proiect, cele care se referă la Dan Barna au ajuns la mine și e practic e o bucată, sau mă rog, niște bucăți din nota de constatare care urmează să fie trimisă sau a fost trimisă. Da, strica procedură. De la FU este o instituție administrativă. Ei fac verificări, întocmesc o notă de constatare, care apoi este transmisă la DNA, DNA urmând să verifice dacă pentru respectiva notă de constatare trebuie luată vreo măsură sau nu. În informațiile au apărut în spațiul public inițial despre această anchetă, se vorbea și de modul de implementare al proiectelor. Aveți vreo garanție din partea celor care v-au dat aceste structuri că este singurul loc care este menționat în numele dumneavoastră? Sau partea de... a existat un rezultat al anchetei de la care să fie de fapt mult mai extins decât aceste trei formulare completate? Partea de concluzii, cel puțin partea de concluzii care a ajuns la mine, se referă în ceea ce mă privește, repet, doar la această activitate de trei formulare pe care consilierii de la DLAF consideră că n-ar fi trebuit să le completez, dar, repet, activitatea de recrutare, acolo se face o confuzie gravă. Activitatea de recrutare într-un proiect nu înseamnă formularul în care omul semnează. Formularul este o finalitate a unui proces de câteva zile sau săptămâni în care găsește omul, cer CV-ul și adună documente, deci toate elementele acelea. Acea activitate nu e contestată de nimeni, nici de DLAF, nici de persoane respective. Doar formularul respectiv se spune că n-ar fi trebuit pentru că nu erau persoane vulnerabile, ci erau experți. Dar asta e un detaliu pur tehnic, nu insist pe el. Mai am o întrebare? Deci nu erau persoane vulnerabile, erau experți? Nu, sunt angajați în cadrul proiectului. Să lucreze cu persoane vulnerabile? Categoric. Și altă întrebare, în totalul, câte persoane au fost implicate?
implicate în acest proiect în 2013, ca câți experți au fost? Bun, mi-e greu să spun. În cadrul fiecarei structuri de economie socială era undeva între 7 și 12 persoane. Înmulțit cu 8 câte au fost pe întregul proiect, rezultă să vorbim de 100 și ceva de persoane. Da, am avut, cum bine am anunțat acum, cred că o lună și jumătate, am avut o discuție cu dâns și am răspuns, continui să fiu la dispoziția lor fără niciun fel de problemă. Bun, considerați că această sesizare făcută de DULAP la DNA are și o regie politică în subsidiar sau v-ați pus o astfel de problemă? Eu nu pot să răspund la această întrebare, nu am date ca să spun lucrul acesta. Este o instituție a statului care face verificări când le încheie și de fapt asta e cerința și solicitarea pe care o am eu, ca aceste verificări să se încheie cât mai repede, să fie trimise la DNA, astfel încât să putem încheia această poveste începută în campania din 2019 la prezidențială. Informații despre dumneavoastră în acest context au apărut înainte de alegeri. Acum, USR Plus se pregătește de un congres. Vi se pare că ar fi o regie? Dumneavoastră vi se pare? Vă întreb. Nu, n-am ce să comentez. Sunt lucruri pe care poate să le constate oricine urmărește acest subiect. Și de asta, de altfel, și comunic foarte frecvent cum aflu informații sau cum primesc o solicitare și comunic public foarte transparent, pentru că, repet, nu există nicio faptă în ceea ce mă privește legată de activitatea mea care să fie în afara legii sau de care să-mi fie rușine sau de care să-mi fie teamă. Sunt foarte transparent, răspund la orice întrebare și o să continui să o fac. Să nu uităm, sunt coordonatorul campaniei naționale fără penali. Nu trebuie să aveți nicio îndoială că în situația în care vorbim de o urmărire penală demarată împotriva mea, nu a alte persoane sau a nu știu cărui detaliu, nu voi ezita nicio clipă să fac ceea ce e firesc de făcut. Nu era foarte caragios? Exact asta mă întreb și eu. Am solicitat ieri să-mi fie transmise și mie această notă de control ca persoană interesată, în primul rând. Mi s-a răspuns funcționăresc. Am primit cea dumneavoastră, o să vă răspundem în termenul prevăzut de lege. Sunt convins că voi primi în termenul prevăzut de lege această notă. Dincolo de asta, mi-e foarte greu. Repet, mi se pare cel puțin incorrect să aflu aceste informații din spațiu media și să nu le primesc de la instituția care le realizează. Eu nu cred nimic, constat niște fapte, nu evit să fac speculații tocmai pentru a nu fi niciun fel de echivoc. O discuție cu premierul ați avut în acest sens? Știm că este plecat, însă mă gândesc că... Am vorbit la telefon astăzi cu premierul, am anunțat că voi avea această conferință de presă, i-am spus care va fi poziția mea, a spus în regulă, foarte bine, așteptăm ca instituțiile statului să finalizeze și să încheie procedurile, nu e niciun fel de problemă, e firesc. Deși ar fi fost facil, nu-i așa, să-l chem la ordine, am evitat să fac lucrul acesta tocmai pentru a evita orice fel de speculații că intervin în activitatea unei instituții care are un mandat să verifice și să trimită mai departe la DNA orice neclarități ar avea. Tocmai de aceea nici nu-l cunosc pe cel care coordonează în momentul de față de la. Știu că a fost numit de doamna Dăncilă, dar în rest, dincolo de asta, am evitat orice fel de contact, tocmai ca să nu fie niciun fel de suspiciune. Dacă mai permiteți întrebarea pe un alt subiect, spune asta a fost deja cu premierul Florin Ciuciu, anunțându-l că aveți această declarație, probabil ați vorbit și despre PNRR, pentru că înțelegem că au ajuns la o înțelegere cel puțin pentru infrastructură și energie, dacă nu înșel. Dacă v-a transmis ceva, dacă aveți ceva informații de la domnul Chine sau de la domnul Chine? Am vorbit și cu ambii, evident. Veștile sunt bune, pare că vom încheia, dar așteptăm, mai sunt și astăzi discuții în curs și de asta evit să fac speculații. Sunt optimist și veștile dinspre Bruxelles sunt bune în acest moment. Mai am eu o întrebare, vă rog. Dacă îmi permiteți, conform succelor noastre politice, există în acest moment un plan care, ca unii măsuri, pentru că este acest lucru foarte interesant. Aici, în fapt, sunt să vă rog politice la loteria română. Ați avut o discuție cu
aplaud presului pe exprimarea După cum știți, în majoritatea consiliilor de administrație, mandatele sunt, se reînnoiesc periodic, la 3 luni, la 4 luni, la o lună după cum e mandatul. N-am avut o discuție în mod particular cu Claudiu, cum n-am avut cu niciunul din miniștrii USR Plus sau PNL care au companii în subordine și care își exercită atributul de ministru prelungind sau înlocuind persoanele din consiliile de administrație. Mulțumesc și eu!